Înțeleg că i-a ștărnuseră masa, casa, tot lui Budescu și n-a mai venit. Da, da, ieri a fost, ne-au zis că putea să vină Budescu și... Înțelegem că el a vrut să vină, el a sunat ca să vină la sepsi. De asta nu știu eu, sincer. Așa spun conducătorii de acolo, da, de la tine. A, da, da. Și eu am dat acordul pentru că putea fi un lucru bun pentru echipa noastră, putea aduce un plus și chiar dacă eu sunt foarte mulțumit până acum de ceea ce am făcut cu băieții, și dar după asta mi-au spus că a picat și atunci la revedere. Da. Dar ești dezamăgit? Adică pentru tine Budescu însemna ceva în încercarea asta chiar de a nu numai de a redresa echipa dincolo de San Palace la începutul sezonului, dar de a ajunge în play-off. Adică ar fost un element esențial pentru tine? Da, sincer, nu pot să spun, n-am speră de sticlă, adică să fie un jucător care putea ne aduce sigur în play-off. Sigur, e un jucător foarte, foarte bun, cu calitate, de talento, talento, și atunci e normal che potrà fare per un plus, ma io per il momento sono molto sumito come stavo del Murcat, ma io ci come Murcat in classamento dopo che è venuto loco lui Leo, atunci è un peccato, dar ar fi schimbat Cristiano, ar fi schimbat jocul echipei tale sosia lui Budescu, pentru că Budescu nu e un jucător foarte rapid, dar e un jucător care, dacă e în formă bună, ceea ce n-am văzut neapărat la FCSB în ultima vreme, îți poate deschide jocul altfel, adică îți schimba jocul echipei. Asta putea să fie de bine sau de rău, nu? Nu, nu, eu cred că putea fi un lucru pozitiv pentru echipa. Nu, n-am fi schimbat sistemul de joc sau stil de joc. Eu cred că se era potrivit pentru el, pentru cine joacă acolo, un cam mijlocaș ofensiv în spatele un singur opers, cum jucam noi în 4-2-3-1. Și zic eu, cum jucam în acest moment, adică că avem posesia mingea, controlam jocul, putea fi un lucru. Iar când juca la Astra, echipa juca pe contraatac și iar pe fază de defensivă facea puțin, dar noi acum, de ceea ce am văzut, noi jucam în jumătate aperta și mi se pare ultimul meci, cum am jucat, cred eu, cu FCSB, unde toată lumea a luat, cred eu că pentru el putea fi un lucru foarte pozitiv. Dar nu e problema, repet, eu sincer sunt mulțumit de ceilalți jucători, am luat jucători acolo, pe acel loc, pe terene, che sono giocatori forte Bunca, Khabar, Anas și alții Fulop și alții jucători. Voi aveți parcare la stadion? Poftim? Știu că sună bizară întrebarea, dar dacă nu știți pe ce e vorba, trebuie să... Aveți parcare la stadion, lângă stadion, aproape? Da, da. Pentru da. Că el mai mult ultimele goluri importante le-a dat din parcare. Nu știu, are execuția din vestiar, din parcare, de orașul vecin, de acolo dă goluri. Da, da, cu noi a intrat cu ce se de ultimul meci în decembrie, a intrat cu ultimii 10 minuti. No, io credo che era un giocatore che dacă avea un anumită, cum se poate spune, empatia, dacă exista o anumită empatia cu un antrenor, cred eu că poate da încă mult la futbol românesc. Nu e normal că nu s-a întâmplat și, repet, mergem înainte. Eu sunt încrezător că putem face și ultimele astea 9 meciuri foarte bune din toate punctele de vedere. Normal că play-off va fi greu, zic eu. Va fi o minune dacă ajungem acolo. E o minune? Păi... Totuși nu sunteți pe ultimul loc. Ați reușit, ai reușit să redresezi. Sunt 6 puncte, dar avem 3-4 echipe în față, adică așa mi se pare UTA, Craiova, Rapid, echipe bune. Nu e ușor. Noi începem acum un meci foarte important la Botoșani, de exemplu, și după avem și Craiova cu UTA, adică avem un început de ultima asta, nu, meciuri foarte greu. Dar, mă repet, sunt încrezător pentru că am văzut cum am jucat și ce nivel am atins meciul cu FCSB,
Andiamo sul carro con della comandata a casa, come si può dire, no? Dell'anciputo per la fascito mesci, diciamo, ho avuto occasione di che io che altro fosse un test forte, forte, importante, mi era frica, l'ultima settimana si date per farlo. Guardi, ci sono fece se bene, di che io che hanno giocato tre mesci forte, forte, buone. A fost un 0-0 acela, meciul cu FCSB, dar a fost un 0-0, nu? Spectaculos, la fel cum a fost Atalanta cu Inter, eh? Parcă. Tot așa acum, de curând. Da, da, frumos, da. Mai așa, tot frumos. De au lăudat ăștia la Napoli, cred că le-au dat un mesaj de felicitare, celor două echipe. Ceea ce la noi nu se întâmplă. Uite, asta e chiar o chestie, pe tine te-a uimit că, o fac așa o paranteză, înainte să te întreb de un transfer pe care înțeleg că îl faceți. Te-a uimit că Napoli a dat un mesaj de felicitare celor de la Atalanta și Inter, chiar în timpul meciului, pentru frumusețea și corectitudinea partidei, ceva de genul ăsta? Da, nu, sincer, nu știu ce să pot spune. Păi nu, dacă se întâmplă asta în campionatul Italiei, de obicei, dacă vezi așa ceva. Sau pe unde da, ai fost? Da, nu, se întâmplă toată lumea, care vrea să castige și se uită la meciuri și... Să-ți trimită o rivală, felicitări, e tare. Rivalitate e mare în Italia. E adevărat că luați un jucător de la Osijek, fundaș central, cred? Nu, no, suntem în discuție cu un fundaș, dar avem încă o soluție și aici în România. Dar nu vreau să spun cu care e jucătorul că pot ajunge la noi, pentru că ne lipsește oricum un fundaș. Deci ai o soluție și un român și pe cineva din România. Sì, poate fi sì, o soluție și un fundaș croat și un fundaș român. Da. E un fundaș cunoscut, că am o vagă idee cine ar putea să fie. Da, un jucător care cunosc eu. Un jucător care e bun, un jucător zic eu că e un jucător care poate face treaba bună. Adică, repet, cu ceilalți jucători în lotte, noi cercam, am luat două jucători, no? Pentru un moment numai Tudori e în față, ca atacante, pentru că a plecat un atacante nostru și un fundaș, dacă luam și un mijlocaș, era bine. Nu ne-am mișcat mult, adică nu ne trebuie jucători. Eu, în continuare, cu acest lucru, încerc să fac o treabă bună. Vârful de, să zicem, în fotbal, în meciurile din această etapă, reprezintă partida între FCSB și CFR. Tu le-ai antrenat în trecut pe ambele. Ce crezi că se va întâmpla acum între cele două echipe? Pe cine, așa ca un observator exterior, pe cine ai miza? Eu cred că va fi un meci echilibrat. Sunt cele, mai bune echipe. Eu cred că ei vor lupta pentru titlul, e normal. Nu cred că alte echipe se vor apropia de FCSB sau Cluj. E normal, pentru FCSB e un match decisiv. Dacă pierde meciul, cred eu că va fi foarte, foarte, foarte greu. Măcar cu o remiză sau o vittorie ar fi super, pentru că se menține și se apropieze de la CFR. Cred eu că încă nu se joacă a titlu, și chiar dacă au numai au 10 punti, au 10 punti, dar cred eu că se vor juca, pentru că in play-off, come mi sono tentato dietro da posto la Craiova, con 4 punti di differenza, come l'am defascit de Cluj, și am jucat titlul per Marza. Da, ați fost la un meci de titlu, da, exact. De titlu, da, și atunci cred eu că și FCSB cu așa încredere. Dacă voi ați plecat cu 4 puncte, nu? Diferența atunci în play-off. Da, când am venit, da, la 8 meciuri, sfârșitul play-off-ul era, da, eram 4 puncte. Da, și ați ajuns la o victorie, da, aproape de cei de la CFR. Apropo de CFR, înțeleg că, sigur, înțelegem, știm fara că... Fara să jucăm un meci, eh? Fara să jucăm un meci. Da, exact. Înțelegem că vrea să scape de Alibec, ar fi o soluție pentru voi, Alibec, dacă n-a ajuns Budescu? No, meno Alibec è un giocatore buono, è un giocatore che ha un'altra altre caratteristiche tecniche e fisiche, dica è un verso, un giocatore un verso in pinza, non è trebu di noi avere un giocatore a corlo. Deci nu vă trebuie Alibec. No.
Poi am luat, repet, Budescu, dacă era, repet, o surpriză, așa că s-a întâmplat ultimul moment, dar în acest moment, repet, acum a capitat, m-am așa și eu am încredere în jucătorii că am luat.